Anunța așadar un weekend alb și aglomerat în stațiunile de schi. A nins în ultimele zile, iar gerul ajută instalațiile de zăpadă artificială să funcționeze spre bucuria turiștilor. Nu este de mirare că drumul către munte arată ca în iernile trecute, plin de mașini, iar cozile au devenit deja simbolul zilei pentru că s-au format din stațiuni până sus pe pârtie. Drumul național 1 a fost înțesat de mașini, dar șoferii au abordat călătoria cu răbdare, chiar dacă a durat mult. Aglomerație. La munte, doamnă, la predial, la Clăbucet mergem. Câte zile? 2 zile. Aglomerația s-a mutat în scurt timp pe pârtii. Coloanele de schiori depășeau 100 de metri după prânz, în Poiana Brașov. Pentru prima dată în această iarnă au fost deschise și pârtiile din jumătatea inferioară a muntelui Postăvaru, destinate în principal începătorilor. Din păcate, în perioada sărbătorilor, când lumea a venit la munte, nu s-a putut bucura de zăpadă, dar e bine și că s-a întâmplat acum, măcar mai bine mai târziu decât niciodată, nu știu. Era necesară pârtia asta, la ora actuală, fiindcă pentru începători este pârtia ideală. Ca să evite îngrămădeala la îmbarcare în telescaune și telegondolă, s-au făcut culoare înguste, șerpuite, care îi obligă pe schiori să păstreze distanța. Se poate sta la coadă, relaxat, frumos, să facem niște fluxuri, pentru că instalația tot atâția oameni duce. N-are niciun sens să ne ducem toți grămadă acolo. Unele hoteluri au oferte menite să-i țină pe turiști la munte și în timpul săptămânii. În acest weekend avem un grad de ocupare foarte bun, cum n-am avut de foarte mult timp, de 90%. Oferim un discount pentru școala în hotel. Se poate face foarte bine școala în hotel, avem internet foarte bun și de ce nu putem să petrecem în același timp să facem și orele de sport pe pârtie. Și pe Valea Prahovei sunt deschise toate pârtiile, mai puțin cele de mare altitudine din Sinaia, unde a bătut vântul. Am reușit să înzăpezim măcar pârtia Sorica, în totalitatea ei, de aici până jos în oraș, 2,2 km. Și profităm de fiecare zi de temperatură cu minus, pentru că atunci când avem temperaturile cele mai scăzute, tunurile dau cel mai bun randament. Pârtia nu este ușoară, pârtia este de nivel roșu, este o pârtie destul de... te întrebuințează foarte mult la alunecare, deci recomand numai celor avansați. Iar zăpada este extraordinară. Cei care au mers la Sinaia au găsit, la fel ca în Poiana Brașov, prețuri mai mici. Acum coboară 10, 15, 20% în foarte multe locuri. Primele prețuri sunt în jur de 100 de lei, 100-120 de lei. Sigur ajung și până la 300 de lei, 400 de lei, dar asta înseamnă deja undeva la un nivel de 4-5 stele. Mâine este așteptat un nou val de turiști la munte. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.